2 aprilie este Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului. Pentru părinții copiilor cu autism este important să știe că există chiar la noi în oraș un centru de zi unde copiii pot face terapie. În municipiul Hunedoara, conform statisticilor Direcției de Asistență Socială, sunt înregistrați 37 de copii cu autism, dintre care 2 cu autism accentuat și 35 grav. La Centrul Autism Lumea Mea beneficiază de terapia atât de necesară lor 14 copii, cu vârste cuprinse între 2 și 14 ani. Bravo, ce este? Bravo, ce este? Pinsu, bravo, dar ce zice de asta? Tata, e gata, mami Runa, bravo, foarte bine. Hai să ne uităm și noi pe carte acum, da? Vin părinți din tot județul și chiar din județele limitrofe, pentru că o oră de terapie costă aici doar 30 de lei, mult mai puțin decât în alte locuri. Așa, mersi, hai să vedem. Aoleu, și injecții. Injecția mai târziu. Da, mai târziu injecția. Poftim, domnul doctor. Sunt bine? Sunt da. Sănătos? Da. Uitați-vă aici să vedeți. Da. Da? Deci am temperatura normală. Perfect. Bravo, domnule doctor. Mulțumesc frumos. Ana are mere și pere. Ce are Ana? Mere. Și ce mai are? Și pere. Bravo, mă! Foarte bine. Asociația Autism Lumea Mea a apărut în anul 2014 dintr-o necesitate a părinților lui Rareș, un băiețel cu autism care la vârsta de doar câteva luni părea să nu se dezvolte la fel ca alți copii. Mama lui Rareș era asistentă medicală și a știut după ce semne să se uite. Dana Truță spune că a știut că fiul ei are autism înainte ca medicii să-i pună diagnosticul. Ca părinte de copil cu autism, iei fiecare zi așa cum vine, nu te gândești cum ar fi fost dacă sau ce va fi peste 10-20 de ani. Asociația Autism Lumea Mea este în căutare de personal, așa că persoanele care își doresc să lucreze cu acești copii speciali, dar minunați, sunt invitate la sediul asociației. Astăzi este 2 aprilie, ziua conștientizării autismului și noi, alături de alte asociații și de lumea întreagă, încercăm să conștientizăm că lângă noi sunt persoane care au nevoie de acceptare, de integrare și de iubire. De aceea am făcut această activitate pentru a aduce la cunoștință tuturor că și în orașul nostru este un centru pentru copii cu autism.